Bun găsit, doamne, domnișoarelor și domnilor, azi în Brașov, despre volei masculin. N-am făcut niciodată emisiune despre acest sport sau cu vreun reprezentant din acest sport, așa că îmi venise și mie momentul, cred. Sergiu Stancu, antrenorul naționalei de volei masculin, este la azi în Brașov. Bun găsit! Bună ziua, bună ziua! Ce face naționala de volei masculin a României la Brașov? Suntem într-un stadiu de pregătire, am început un stadiu de pregătire, iar în ultimele săptămâni am început și competiția. Jucăm în Golden League, o competiție foarte importantă. Am putea să facem o comparație cu fotbal, acel National League. Da? Deci este și la volei suntem structurați în campionat mondial, campionat european și, bineînțeles, această competiție, Golden League, unde meciurile de pe teren propriu le vom disputa la Brașov. Am disputat deja o partidă împotriva Turciei, iar miercuri și duminică vom avea următoarele două partide, miercuri împotriva Danemarcei, iar duminică împotriva Portugaliei. Cu Portugalia și Danemarca sunt meciuri returi, din câte îmi dau eu seama, nu? Au fost deja ați jucat și ați pierdut 0-3-0-3. Da, la ei acasă, acum la noi acasă trebuie să fie 3-0-3-0, nu? Așa ne dorim, sigur. Hai să vorbim un pic despre Golden League, ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. Cum v-ați calificat cum s-a calificat Naționala de Handbal a României în acest turneu Golden League? Într-adevăr, noi anul trecut am disputat Silver League, deci era o competiție inferioară celei în care suntem acum. Am reușit să câștigăm meciurile din grupă, ne-am calificat la un turneu final la Budapesta, unde am întâlnit în semifinală echipa gazdă Ungaria, pe care am învins-o 3-0, un meci destul de dificil și cu, vă dați seama, cu multe orgolii în mijloc. Iar final am jucat împotriva Finlandei, o echipă bună a volului european, o echipă de tradiție, reușit să câștigăm 3-2. Deci, în urma câștigării acestei competiții Silver League, am primit dreptul de a participa în această competiție superioară Golden League. Există interes din ce în ce mai mare pentru volei aici la Brașov. Probabil că ați auzit, am mai urcat și noi un pic cu corona. Nu mai suntem unde eram odată, da, pe la zona gri, să zicem. Acum suntem mai la vedere, ceea ce nu este rău deloc. Care este stadiul, momentul de față al volei masculin în România? Vin juniori din spate? Există echipe puternice? Nivelul în România, dacă vorbim strict de prima divizie, este un nivel care de la an la an, să știți, că a crescut. Sunt o grămadă de jucători internaționali, jucători străini, care au făcut, bineînțeles, să crească nivelul de joc. În ultimii ani au fost tot timpul două-trei echipe care au investit, au adus jucători de valoare și, bineînțeles, că am crescut ca și nivel. Iar acel lucru se vede și în cupele europene, că tot timpul zic că talonul care zice unde te afli tot timpul, din punctul meu de vedere, reprezintă cupele europene. Referitor la junior, la copii români care apar în divizia, au crescut și aici puțin, să spunem, ceea ce au făcut ei pe teren. Au început să fie jucători care au început să joace la echipele lor. La echipa națională avem o grămadă de jucători pe care noi îi considerăm de perspectivă, jucători cu reale calități. Și sunt convins că într-un timp relativ scurt vom reuși să-i și integrăm în echipe naționale. Da, echipa națională, sigur, rămâne ținta principală a oricărui jucător, indiferent de sportul pe care îl practică, da? Mai ales într-un sport de echipă. În felul ăsta, cred eu că reușim să mai punem câte un semn așa pe hartă. Păi, uite, România și la volei începe să conteze. Sau începe din nou, pentru că la un moment dat aveam o echipă de volei foarte bună. Da, ce vreau să mai adaug este că noi anul trecut, pe lângă câștigarea acelei competiții de Silver League, am reușit să ne calificăm și la campionatul european. Ceea ce este foarte important pentru noi, cu vă dați seama, nu este ceva ce se întâmplă foarte des, iar acest lucru ne bucură foarte mult. Am reușit să ne calificăm la europene din această vară, din acest an, din luna septembrie, unde vom participa într-o grupă de 6, noi, Israelul,
Turcia, iată că ne întâlnim din nou cu Turcia, Portugalia, vom întâlni din nou cu Portugalia, Grecia și campionul olimpic Franța. Deci, după mulți ani, ne roșim din noi să mergem la un campionat european. Cum e publicul? Că de echipe putem discuta mult timp. Există public, nu neapărat, sau pune ghilimele la calificat, dar vin oamenii în sală la volei? În general, la nivel de echipă națională sau la echipele de cluburi unde... Și la echipele de club și la națională. Haideți să începem cu echipele de club, pentru că acolo este dragostea mare, nu? Și pe urmă se transferă dragostea asta către națională. Acum pot să vorbesc despre ce se întâmplă în centrul la Galați. Și noi la Galați avem sala plină de cele mai multe ori, iar la meciurile reale, cele cu miză, cele din semifinala campionatului, din finala campionatului, meciurile de cupe europene, la noi sala este full. Este clar că este o atmosferă, zic eu, propice sportului și oamenii ne susțin de aproape. Așa în țară mai sunt sălile la Steaua, au început să aducă galeriile de la fotbal, la Dinamo, ceea ce este plăcut pentru că creează această atmosferă care ajută în primul rând public, ajută sportivii, ajută tot ce înseamnă spectacolul volebalistic. Da, fără public viața a fost destul de tristă și știm în pandemie ce s-a întâmplat și cred că ar trebui să învățăm o lecție de acolo, atât sportivii, dar și noi cei care în mod normal stăm în tribună și ne susținem echipa favorită. Da, așa este. Iar ca să completez întrebarea dumneavoastră, la nivel de echipă națională sunt tot așa localități în țară unde lumea vine la meciuri. La Brașov, la partida disputată acum împotriva Turcia, am avut undeva la 1000, 1000 și puțin, să spunem 1000 de oameni în sală, ceea ce nu este chiar rău pentru prima dată când naționala vine la Brașov. Eu zic că lumea a venit, îi așteptăm clar și la meciurile care vor urma. Toate sunt de la ora 17, miercuri și duminică și sperăm să fie alături de noi pentru că noi, în primul rând, jucăm pentru noi și pentru publicul care este în sală. Asta este ceea ce tot timpul se întâmplă. Fiecare sportiv vrea să fie aclamat, vrea să fie aplaudat, vrea să fie eventual și apostrofat pentru micile greșeli care apar, dar publicul este cel care ne dă încrederea și susținerea de care avem nevoie. Da, haide să subliniem lucrul ăsta important. Pe 14 iunie, Naționala de Volei Masculin, de la ora 17, joacă cu Danemarca, iar pe 18 cu Portugalia, tot aceeași oră pe care a spus-o și Sergiu Stancu, ora 17, Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibaș. Publicul rămâne jucătorul din tribună. Cred că asta ar trebui să înțeleagă toată lumea. Exact. Se vede acest lucru și, uitați, ca să fac o paralelă, am jucat în Turcia, am reușit să câștigăm 3-2 acum aproape 10 zile. Iar la ei în sală au fost 12.000 de spectatori, ceea ce a fost superb ca și atmosferă. Și noi ne-am simțit importanți ca oameni de sport. 100% jucătorii au avut o implicare emoțională pe măsură și au reușit să câștigăm acea partidă. Dar ca emoție transmisă de public este fantastic ce poate să facă un număr ridicat de spectatori. Asta ne spune un lucru, deocamdată despre alții, din păcate, că asta e. Să ai o sală cu 12.000 de locuri, mi se pare fabulos, în primul rând. În primul rând, da. Adică și cei care au construit sălile astea, presupun eu că nu le-au construit doar ca să se afle în treabă. Ei știau că oamenii au nevoie de o astfel de sală, publicul are nevoie de o astfel de sală. Noi nu știu, cred că avem o doză de asta de modestie, dar îi pun și la asta modestie, îi pun niște ghilimele. Noi nu avem niște săli corespunzătoare. Eu cred că dacă am avea niște săli care să creeze emoția aia de care povestești tu, oamenii ar veni în sălile respective să-și susțină echipele favorite, să susțină echipa națională. Dacă naționala vine la Brașov, ar trebui să fie sala sporturilor arhiplină. Dacă ar fi 5.000, 10.000 de locuri, nu zic 12.000, dar zic undeva 7, 8, 10.000 de locuri, cu siguranță că s-ar umple. Același lucru, să știi că s-ar întâmpla la noi la patinoar, pentru că avem la Brașov campioana națională, da? Corona Brașov este campioana națională la hockey. Și vreau să spun că acolo nu sunt locuri, este clar, sunt prea puține. Undeva la 2000 de locuri, totdeauna este sold out.
Se vând Exact. biletele în câteva minute, abonamentele se vând în câteva minute pentru tot sezon. Deci sunt niște situații care ar trebui să ne dea de gândit. Da, hai să construim, că până la urmă în felul ăsta atragem copiii către sport și îndepărtăm de alte lucruri. Exact. Întotdeauna am spus că acel lucru este foarte important, de a avea o structură pentru performanță, o bază sportivă, o bază de pregătire. A zis mult mai renumit Gheorghe Hagi, domne, haideți să investim în sport, în sănătate, și în cultură, adică în cultură, în sănătate și în nu mai știu ce a spus dânsul, erau trei categorii. Una era cultura, una era sănătatea și Educație, sport. Educație, cele trei baze ale oricărei societăți, cel mai probabil, și sunt de acord cu dânsul 100%, adică în atâta timp când nu investim în săli, în atragerea Infrastructură, sportivă, că de fapt... infrastructură, în a face sportiv, pentru că poate vedeți și la volei, an de an apar jucători, apar așa puțin din neant, ne gândim, cum am mai apărut, da, tot timpul România a avut sportivi, tot timpul au fost generații bune. Problema este ce se întâmplă cu ele, cum le gestionăm, în ce condiții se pregătesc și cum îi facem să fie adolați. Pentru că, uitați, de exemplu, în Turcia, noi am câștigat meciul și au fost oameni, au venit din tribună să facă poze cu jucători. Noi, staff, am ieșit din sală, dar au făcut poze cu jucători, au făcut filmulețe. Era nebunie. Ne-a scos cu poliția din sală, pentru că la un moment dat le era frică că era prea multă lume pe parchetul sălii și se gândea să nu iasă ceva, na, ceva urât. Dar au fost surprinși și cei din poliție, din Turcia, cât de iubiți au fost jucătorii noștri, câte multe autografe au dat, câte poze s-au făcut. Deci a fost o chestie, o atmosferă superbă, iar aceste lucruri trebuie perpetuate și trebuie să înceapă și la noi ideea de a avea idoli în orice disciplină, în volei, în basket, în handbal, cum este Cristina Neagu. Acela lucru se poate face și la volei, cu siguranță, și la fete și la băieți sunt sportivi care pot fi modele pentru noile generații. Da, exact același lucru se întâmplă și în hockey. În handball pot să confirm, pentru că sunt un fan al Coronei și chiar noi ne bucurăm foarte tare, noi brașovenii, că suntem din nou în Liga Florilor după un accident, zicem noi, și mergem mai departe, nu comentăm pe tema asta. Chiar am promis că am să prezint fiecare meci al Coronei de acasă, și acum o făceam pe vremea când era Mariana Târca antrenoare aici la Brașov. Handbalul feminin aici în orașul de la Poalele Tâmpei a luat, să zicem așa, un start interesant. Juniorele 3 sunt campioane naționale, juniorele 2 sunt pe podium, sau mă rog, au fost pe podium, locul 3 în acest weekend la Brăila, în turneul Valoare, și, așa cum spuneam, senioarele s-au întors acolo unde zicem noi că le-ar fi locul, în Liga Mare, în Liga Florilor. În felul ăsta, având modele, tu ai pomenit de Cristina Neagu. Cristina Neagu a început tot aici la Brașov și toți cei care au văzut-o în urmă cu, ce știu eu, 10 ani jucând, la început de carieră, au zis, dom'le, uite, un copil talentat, o să mai auzim de ea. Și uite că este Messi, este Messi în handbalul într-adevăr. Mondial. Într-adevăr, într-adevăr, da. Eu sunt de părere că acelea lucruri se pot face și la volei, având această paralelă cu o mică, să spun așa, idol, a crea mici idoli pentru băieți, pentru fete, ca atunci să atragi lumea în sală, să atragi copiii să facă acest sport, pentru că de multe ori am zis și mă bucur că poate pe această ocazie pot să transmit mesajul, se câștigă bine și din volei. Adică poți să trăiești bine, poți să ai o viață fericită unde să câștigi niște bani destul de buni pentru a te focusa pentru această meserie, se spune. Și atunci ne dorim ca cât mai mulți copii să practice acest sport. Sergiu Stancu a debutat la Brașov, trebuie să spunem și lucrul ăsta, nu? În 1998. Acum lucrurile erau clare, că de Petrică Stancu, de tatăl tău, a auzit toată lumea. De asta ai început și tu volei. Nu ai avut modelul acasă și n-ai vrut să ratezi, nu? Cu siguranță, cu siguranță. Marele merite al tatălui meu, pentru că a avut răbdarea, priceperea să mă aducă la vole, să stea cu mine în sală, să se dedice mult timp
în ceea ce a însemnat dezvoltarea mea ca sportiv și clar că am numai cuvinte de laudă la adresa tatălui meu pentru că și a mamei, a familiei, pentru că au fost tot timpul lângă mine. Da, în felul ăsta tu poți fi chiar un exemplu, da, pentru niște copii care ar vrea să facă sport de performanță. Trebuie să înțeleagă toată lumea că există talente. Există talente native, există și rezultate obținute în urma unei munci serioase. Dar singura chestiune în discuție ar fi recunoașterea acestor talente în forma lor incipientă. Și aici doar antrenorii pot să facă lucrul ăsta și pentru ca un copil să ajungă în fața unui antrenor, părinții trebuie să înțeleagă. Și da, să-i, să-i ducă, poate, eu dau un exemplu din familia mea. Fiica mea a început cu schi, a continuat cu not, tenis de câmp, a făcut sport. Acum este junior 3 la Corona, adică la handball. Și-a găsit locul. Da. Probabil că ar fi trebuit să-l găsească mai de mult și ar fi fost... Asta, mă scuze că vă întrebi, asta este... Nu, e ok. Ceea ce am vrut să zic mai devreme este important ca părinții să, nu neapărat să priceapă, că un cuvânt mai dur, să fie conștienți de faptul că copilul, dacă face sport, clar are beneficii în dezvoltarea armonioasă a corpului, a sănătății sale, a nu pierde timp în fața calculatorului și, a, Doamne ferește, alte ispite care apar la o vârstă destul de fragedă. Să înțeleagă, marele lucru este că se poate trăi. Deci nu, deci poți să faci sport de performanță și să ai o viață bună, se câștigă bani buni, se știu în mani anumite contracte pe la handball, că a vorbit de Cristina Neagu. Nu toți o să ajungem ca și Cristina Neagu, dar sunt și colegi ale Cristinei Neagu care cred eu că se descurcă destul de bine financiar, la fel și la volei, la fel și la basket. Bineînțeles, la fotbal deja dăm în altă categorie, alte câștiguri, alte sume, dar asta mi-aș dori ca oamenii să știe că făcând sport de performanță, poți să trăiești bine și după aia să ai o anumită sumă de bani pusă deoparte la finalul unei cariere, care oricum este o carieră frumoasă, pentru că noi, eu tot timpul am spus, noi trăim într-o bulă ca și sportiv, antrenor, nu este o viață reală. Te trezești, ai antrenament, până la urmă faci ceea ce face plăcere și mai ești și plătit pentru acest lucru. Deci este o viață frumoasă. Sunt convins de chestia asta, că am trăit-o, știu ce înseamnă, mi-asum ceea ce spun și sunt convins că multe persoane ar putea să aibă această viață frumoasă atâta timp cât sunt sprijinite la începutul lor ca și când sunt copii tineri și după aia să fie conștienți că se poate câștiga foarte bine și din sport. Cu siguranță și până la urmă, după o carieră sportivă, care evident se va încheia la un moment dat, depinde de fiecare persoană când se încheie, pentru că nu mai sunt pe vremuri, probabil că ți-amintești că erau niște vârste limită, da? Bă, un fotbalist, un handbalist, gata, a ajuns pe la vreo 27, 28, 30 de ani, hai, cam gata. Nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Sportivii trag de timp, adică sunt unii care joacă, uite, l-am văzut pe Nole, nu? Da, da, da. Și e bătrân. Sunt multe exemple. Revenind la volei, noul antrenor de la echipa de volei Corona Brașov, Laurențiu Lică, este un jucător, a fost un jucător foarte bun, emblematic pentru voleiul românesc, a jucat volei până la 43 de ani, jucând da. Foarte bine și ani de zile fiind unul dintre cei mai importanti jucători a echipei naționale și al campionatului românesc. Deci sunt foarte multe exemple de jucători care trec, cum a spus dumneavoastră, peste pragul acela, că joci cu o anumită vârstă. Nu, acum refacerea este alta, omul poate să aibă, s-au schimbat puțin mentalitățile, sunt oameni care au grijă de corpul lor, sunt mult mai multe modalități de a-ți prelungi cariera sportivă. Exact, nu se mai întâmplă cum s-a întâmplat, de exemplu, cu niște vedete de prin fotbal. Frate, când se lăsau de fotbal, deveneau niște bile cu picioare, așa, erau foarte... erau grași, ce să mai dea la vale. Și acum nu se mai întâmplă, adică vedem jucători de fotbal care își continuă cariera până la niște vârste. Pe vremuri doar portarii de fotbal erau, ajungeau la vârste de-astea mai... treceau înaintate. Partea a doua a vieții, știi? Dar
Acum nu se mai întâmplă lucrul ăsta și în orice sport este la fel. Dacă ai o conduită serioasă, dacă te ții de antrenament, dacă te menajezi, adică Exact. Și la handbal și la volei, contactul cu sala, cu parchetul poate fi dăunător sănătății. Exact. Dar dacă ai grijă și te protejezi corespunzător, cariera ta nu se va încheia atât de repede pe cum spun exact. Unii. Plus de asta există antrenoratul, pentru că ai povestit de asta, nu poți deveni antrenor, poți să ai chiar o funcție administrativă. Sunt jucători de volei, de handbal, care au devenit președinți în federațiile astea și cred că există, adică poți să faci o carieră în sport, ca sportiv și după. Cu siguranță. Exact asta ce a spus dumneavoastră este foarte important și confirmă încă o dată ce încerc eu să transmit este că se poate trăi bine în lumea sportului. Lumea sportului și nu toată lumea va face de performanță, dar, per total, eu zic că este o viață bună și frumoasă. Da, sportul în general ne asigură că o să trăim mai bine. Exact. Și vorba unui prieten, bă, dar nu o să trăiești 1000 de ani. Nu, dar o să mori sănătos, ceea ce poate fi o diferență la un moment dat. Ați început, declarația ta, ați început greu grupa, ați arătat cu Turcia că se poate. Hai să vedem ce înseamnă Golden League ăsta în continuare, ce se va întâmpla în meciurile următoare. Presupun că v-ați propus să câștigați. Dacă veți câștiga, ce se întâmplă mai departe? Cu siguranță noi ne propunem la fiecare meci să jucăm un meci, să avem un nivel de joc ridicat. Asta este prima dorința noastră ca și staff, ca și echipă, să jucăm un volei de calitate. Iar întotdeauna rezultatele vor apărea în momentul în care noi vom presta un joc bun de volei. Pentru meciul de miercuri și cel de pentru meciul de miercuri și cel de duminică ne dorim bineînțeles să câștigăm partidele. Nu vom întâlni adversarul ușor pentru că Danemarca, chiar dacă pentru lumea care se uită mai puțin la volei, pare un adversar mai la îndemână, să știți că Danemarca a reușit să bată Portugalia. Danemarca este și ea o echipă calificată la campionatul european. Portugalia, în calificările pentru campionatul european de anul trecut, a reușit să bată Turcia la ea acasă. Deci, clar este o echipă bună, o echipă care cu siguranță le va pune probleme, dar pe care eu sunt convins că putem să o învingem miercuri. Și iar la acum... da, spuneți-vă. Da. Nu, mă gândeam iarăși la public, la dorința voastră și la dorința tuturor de a avea o sală, dacă nu arhiplină, măcar plină și cu atmosferă de echipă națională. Exact. Exact. Până la urmă ne plângem, știi, ne plângem că la nu știu ce sport, nu mai zic acum că le cam știm. De acolo nu confirmăm, sunt banii în nu știu ce sport, dar rezultatele sunt vai de mama lor. Naționala nu prea contează, ne mai bucurăm când naționala U21 are câte o victorie și așteptăm cu mare interes să vedem ce se întâmplă, dar nu vedem nimic. Și tot așa. E, uite, avem la volei, suntem în Liga Mare, suntem în Golden League. Hai, frate, să umplem sala sporturilor pe 14 și pe 18, ca să ne demonstrăm noi nouă că putem. Exact, asta este ceea ce ne dorim și noi. Și să știți că jucătorii, dacă poți să transmit un mesaj al lui, este același întotdeauna, că simt că nu este lume lângă ei la sală. Deci, întotdeauna și eu am fost jucător la echipa națională și simțeam în anumite săli când lumea nu venea lângă noi, că mă chinui, fac ceva pentru țară, joc, de plăcere, dar altcumva ar fi evoluția mea dacă știu că în tribună ar fi 1.000, 2.000, 3.000 de oameni care să strige România, care să mă pingă de la spate, care să îți dea acea energie propice performanțe. Deci clar că sportivii vor simți și simt când lumea este lângă ei. Le place ideea să fie aclamați, poate chiar, v-am zis uneori, poate și puțin certați în ghilimele, dar astea sunt lucruri pentru care ei trăiesc, pentru care sunt în sală, pentru care asudă la antrenamente, să aibă acea mică răsplată ca un la teatru când piesa a fost bună, lumea aplaudă sau din contră poate să le zică ceva, dar să fie lângă ei, să fie lângă ei, pentru că asta este foarte important pentru un sportiv de performanță. Da, s-a văzut la ce ai povestit tu despre Turcia. Da, au fost 12.000 de spectatori acolo care n-au ținut cu România. Au ținut Normal. Cu echipa lor, dar
I-au motivat și pe jucătorii români să fie la nivelul publicului. Au venit 12.000 de oameni în sala asta. O să pierdem, o să câștigăm, nu știu, jucăm, dăm totul. Dar până la urmă oamenii ăștia au venit să vadă un spectacol. Și spectacolul ăsta sportiv este extrem de important. Un lucru care eu tot aduc aminte, băieți, la diferite discuții, speech-uri care le avem și ei îl știu deja. Un om, dacă vine la stadion, eu trebuie să performez pentru omul ăla. Pentru că omul ăla a dat de la el o anumită sumă de bani, nu contează 5 lei, 10 lei, E 20 de important, lei. da. Și a luat probabil copilul să vină să te vadă pe tine, jucătorul X sau pe antrenorul Y. Și pentru el, eu trebuie să fac orice. Omul ăla, când pleacă de la sală, trebuie să știe că a avut un spectacol volebalistic în cazul de față, să știe că jucătorul X și-a dat silința, să vadă că s-a dus după fiecare minge și și-a dorit să facă un show. Și eu, ca om care am venit la sală, mă simt împlinit că am pierdut timp din viața mea, 2 ore, 3 ore, cât durează un spectacol volebalistic, să rămân cu amintirile plăcute. Și asta este ceea ce ne dorim noi. Întotdeauna publicul este cel care ne spune unde ne aflăm. Eu așa tot timpul am spus. Pe lângă rezultate, pe lângă bani, pe lângă trofee, pe lângă tot ce înseamnă sport de performanță, pentru că știm că, na, până la urmă se rezumă și aceste lucruri, important este ca spectatorul să fie împlinit, bucuros, după ce a văzut un meci de volei. Absolut, absolut corect. Și dacă nu știți foarte multe lucruri despre volei sau despre cât de spectaculos poate fi acest sport, scrieți pe YouTube faze spectaculoase din volei. Și uitați-vă acolo 10 minute, un sfert de oră într-o zi să vedeți cât de spectaculos poate fi un schimb de mingi în volei. În voleiul feminin, în voleiul masculin, nici măcar nu contează. Este un adevărat spectacol. Sunt niște jucători, niște jucătoare în teren care efectiv nu vor să lase mingea aia să atingă podeaua sub nicio formă. Și dimpotrivă să o trimită în terenul advers, peste fileu și să atingă acolo podeaua pentru a face punct. Asta ar fi interesant. Dacă nu știți nimic despre volei, zice, bă, ce ne trimite ăsta pe noi la sală când noi nu ne place volei? Nu e adevărat. Voleiul vă place, dar nu știți deocamdată. Așadar, 14 iunie cu Danemarca la Sala Sporturilor, 18 iunie cu Portugalia, tot la Sala Sporturilor în Brașov, Golden League, echipa națională de volei masculin a României, de la ora 17, așa cum vă spuneam. Nici nu terminăm noi emisiunea, că deja am programat și emisiunea de miercuri, apropo de sport. Cred că asta va fi săptămâna dedicată sportului la azi în Brașov. O să l-am invitat pe Iulian Stamate, coordonatorul sporturilor de vară de la Corona. Avem o performanță importantă aici. Avem 4 echipe care din sezonul următor vor fi în ligile mari, în ligile naționale. Este clar că dacă vorbim de ce se întâmplă acum la Corona, mă bucur foarte mult că sportul, voleiul, a revenit acolo unde credem noi că este locul, pentru că Brașov are o tradiție la volei. Au fost echipe puternice pe vreme, echipe care se băteau la medalii și sunt convins cu toți oamenii implicați în acest proiect de la Corona că se va ajunge din nou acolo în viitor apropiat, dacă nu chiar anul ăsta, poate în anii următori, dar ce se întâmplă acum la Corona este îmbucurător. Avem un start bun. Exact. Sunt ambele echipe, și de băieți și de fete, care au promovat. Și știu din ce am vorbit cu cei apropiați mie că se vrea performanță, sunt cu cel mai bune condiții pentru, sau sunt condițiile propice pentru performanță, și eu sunt convins că la finalul stagiunii acesteia, care stă să înceapă, oamenii, volebaliștii, toți cei implicați în acest proiect de la Corona vor fi satisfăcuți. Vor fi fericiți. Mulțumim frumos, Sergiu Stancu, ce să zic, bine ai revenit la Brașov, sunt convins că e fain și la Galați, dar și aici e bine. Antrenorul naționalei de volei masculin a fost la azi în Brașov, în această săptămână joacă la Sala Sporturilor. Eu sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.